Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș au verificat peste 500 de vehicule și au aplicat aproximativ 100 de sancțiuni contravenționale în timpul acțiunii Tispol Track and Bus de verificarea legalității transporturilor rutiere de persoane și mărfuri. În perioada 14-20 octombrie, polițiștii au efectuat o acțiune de prevenire a accidentelor rutiere produse în special din cauza nerespectării normelor rutiere de către conducătorii autovehiculelor destinate transportului public de persoane și conducătorii autovehiculelor destinate transportului de marfă cu masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone. Astfel, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș au verificat 535 de autovehicule, dintre care 210 autovehicule destinate transportului de persoane și 325 de autovehicule destinate transportului de marfă. În urma controlelor au fost aplicate 96 de sancțiuni contravenționale, dintre care 13 conducătorilor de autovehicule de transport de persoane și 83 celor care efectuau transport de marfă. Neregulile sancționate de polițiști s-au referit la nerespectarea regimului legal de viteză, neutilizarea centurilor de siguranță, lipsa documentelor conducătorilor auto și autovehiculilor, probleme tehnice sau conducerea sub influența băuturilor alcoolice. Polițiștii rutieri vor continua acțiunile în trafic pentru asigurarea climatului de legalitate în domeniul transporturilor.